Creșterea monedei de referință aduce scumpiri în lanț. Odată ce a fost majorat prețul la medicamente, urmează să crească prețul la produsele alimentare, carburanți și energie electrică. Aceste scumpiri defavorizează întreaga societate, în special categoriile de oameni în etate, dar și tinerii. Unii cetățeni nu au rude peste hotare și nu primesc valută internațională, astfel încât nu vor putea face față prețurilor majorate, pentru că salariile și pensiile rămân schimbate. Oamenii spun că sunt săraci, prețurile crescute recent îi descurajează, dar guvernanții nu fac nimic pentru a-i ajuta. Guvernul nu face absolut nimic pentru oameni. Deci, vă spun, eu sunt diabetic. Usatul nu a făcut contract pentru glerit. Și nu a spus nimeni și nici o dată analogic ceva și eu am nimerit în reanimare. Cu 890 de lei poți să-ți procur medicamente? Nu mai spun de servicii comunale, nu spun de mine. De necesar, noi ar trebui să avem. Noi n-avem. Nu face nimic. Omul mare, nu are nimic să face. Toți cum vine cu ei, nică n-ai. Guvernul să n-ar trebui să ridice la alimentare, pentru că așa nu avem pensii medicale. Și când te uiți, că te duci la piață, nici n-ai ce cumpăra și te duci cu geanta goală. Așa că ar trebui să gândească să nu mă ridice прецурле эти шашатям дистулы с радикат по нанчер. Что сейчас творится, это вообще полное безобразие. Как вообще жить дальше, как выживать, что делать, не знаю. Populația spune că guvernul ar trebui să găsească soluții pentru a îmbunătăți starea dezastruoasă care se menține de ceva vreme în societatea moldovenească. De asemenea, oamenii cer salarii și pensii mai mari, iar guvernul nu face altceva decât să înrăutățească viața populației, lăsând oamenii unul la unul cu sărăcia, cu pensii mici și fără locuri de muncă. Ei trebuie să se gândească la oameni, la oamenii noștri, a nu И так уже эти цены так подняли, а пенсии такие маленькие, что не хватает даже на оплату коммунальных услуг, не говоря уже о том, чтобы кушать или что-то себе позволить купить. Это ужасно. Что они должны делать? Они должны, наверное, подумать о людях и для них что-то делать. Для них. Для всех наших людей. А то получается, что все люди, вся молодежь уезжает отсюда. Для того, чтобы заработать какие-то деньги. Так оно же получается. А здесь не работает вообще ничего. Пожилые люди на свою зарплату прожить не могут вообще. И что это? Правительство? Я этого никогда не понимал и не понимаю. В любой стране мира заботятся о стариках и о детях. А у нас что? Посмотрите, сколько бомжей, сколько всех людей. Анураж, мы есть, как мы есть, на царе, тареграф, школу, кружку, почеленте. Класс учила царанка, и проблема, и проблематика. Правительство убить надо, такое. Ну что, сволочи, больше ничего. Эпитетов нет других. Datele statistice arată că în ultimile săptămâni au crescut considerabil prețurile la produsele animaliere, de la carne până la ouă, produse lactate, legumele și fructele. În viitorul apropiat se așteaptă scumpirea medicamentelor, serviciilor de transport, dar și a unor servicii comunale. Între timp, autoritățile nu propun niciun proiect de lege sau o inițiativă care să amortizeze aceste prețuri. În consecință, scade dramatic nivelul de trai și de bunăstare a populației, constată experții.